Ținem din nou pumnii strânși pentru micuțul Leon, fiul lui Camara, care se pregătește pentru o nouă operație. Haideți să și vorbim cu ei. Bună! Salutare! Bună, bună, bună dimineața, dragilor! Ce faceți? Dacă e tot ce e mai bun, Leon e mai adormit că el se trezește de obicei mai târziu. Doarme până pe la 10 jumate, 11 chiar în unele cazuri. Așa că e la primele discuții acum. Și eu te iubesc. Vorbim cu Adela și cu Cove, da. Vorbește lumea. Ai auzit? Da? Uite aici în cameră, vezi? Ai văzut camera asta aici? Aici vorbim, în camera asta, da? Camara, știm că vă pregătiți pentru o nouă intervenție. Da. Despre ce este vorba? E vorba de o intervenție la clinica din Barcelona, la doctorul Nazarov, de miotenofasciotomie. Termen de altfel foarte lung, dar e vorba de o alungire de mușchi, care e programată pentru data de 27 iulie. Chiar acum 3-4 zile am primit actele și m-am văzut cu Oana ca să putem face dosarul, pentru că sunt niște teste de făcut înainte, bineînțeles și cele pentru COVID, cât și cele de sânge. Iar apoi vom pleca acolo pe data de 26, cu întoarcere pe data de 29 sau 30. Ne cam sperie, sincer, un pic intervenția pe noi. Cred că pe Leon mai puțin. Eu îi spuneam, Leon, trebuie să mergem la Barcelona să facem operația și el zice, când? Și eu zic, în curând, pe, eu știu eu, iulie. Zice, mâine. Zice el, zic, nu mâine, pe 27 iulie. Pentru că el știe că fiecare operație e menită să-l ajute să meargă și are visul lui, care e și al nostru, și anume să mergem mână de mână pe Champs-Élysées cântând pe boxuță O Champs-Élysées. Oh. Așa mi-a zis. Te iubesc. Da, și eu te iubesc. Zic cuvântul până la capăt, Leon. Cum e? Te iubesc, da. Bravo! Așa, Leon a învățat să conjuge, știe o grămadă de poezie, bineînțeles și exerciții de dicție în cazul de față, care l-a învățat mămica lui, 2-3 exerciții de dicție, e foarte haios. Ia zi cu știuca, cum e? Știu că știi. Așa? Că știu că știu că. Și? Mai știu că. Știu că e peste. Și? Te mai știu că se mănâncă, te mai știu că se pozesc. O spune mult mai bine de a adormit acum. Camara, da? Ce vreau să te întreb... Mai ai nevoie de ajutor pentru această operație? Cum te pot ajuta oamenii sau cei care doresc să facă lucrul ăsta? Da, într-adevăr mai ai nevoie de ajutor pentru că nu e vorba doar de această operație. Această operație se face în trei etape. Sunt trei etape și fiecare intervenție la Barcelona, de fapt, că așa am aflat din actele primite, că e vorba de două, dar în general trei și în cazul lui, cred că de asta va fi și vorba, e 5.000 fiecare intervenție. Asta însemnând că pentru cele trei intervenții din Barcelona am adunat necesarul, însă mai avem Statele Unite, evident, care e cea mai scumpă operație, aceea de cum îi spune, rizotomie dorsală, care se face pe o vertebră de către doctorul Park. E cel care a inventat această procedură pe o singură vertebră și acea operație este cu adevărat foarte scumpă, duce undeva la 60.000 plus deplasarea acolo și apoi plus încă o altă operație pentru a îndrepta din punct de vedere ortopedic gleznele lui Leon, care s-au dus un pic înăuntru. El poartă ghetuțe, din câte se vede. Da, bravo. Ia. Are ghetuțe noi, i le-a luat mami. Da, pentru că i-a mai crescut piciorul și na, se întâmplă constant să apară fel de chestii, iar aceste ghetuțe speciale și eu trebuie să fiu meu. Cum se zice? Cum se zice? Așa se zice.
te iubesc. Aceste ghetuțe pe care le poartă de dimineața până seara sunt menite să-i îndrepte cât se poate de mult, dar operația va fi cea care îi va corecta și alaba piciorului. De aceea, campania pentru lui continuă. Avem o nouă campanie deschisă, pentru că eu nu pot să deschid din România și nimeni nu poate să deschid o campanie personală. Am deschis-o printr-un prieten din Anglia. De fapt, el a deschis-o și mulțumesc foarte mult, Alex Matei. Și sperăm noi cu timpul, până în septembrie, să mai reușim să adunăm ceva și din ce mai avem și noi să putem completa și să ajungem să facem toate operațiile, pentru că cea de rizotomie dorsală e una de altfel importantă pentru a scăpa definitiv de spasticitate. Acum, după fiecare intervenție din Barcelona, ca să înțeleagă lumea cum e procedura, la 8 luni distanță se poate face abia a doua și apoi iarăși la 8 luni sau chiar 10 luni distanță, pentru că e o perioadă de